If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chillin' by the fire while we eatin' fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. Danilie Morega schimbă mașinile ca pe șosete. Dacă până de curând putea fi văzut la volanul unui Volkswagen Touareg, deputatul renunțând de mult la vechea Skoda Octavia, acesta conduce acum o mașină pe măsura salariului de parlamentar. Alesul merge cu un superb Audi A8 de culoare neagră. Cum confortul este pe primul loc, Morega a ales un exemplar cu toate dotările, printre care tapiserie din piele, navigație profesională sau cutie de viteză automată. Deputatul și-a ales și un număr de înmatriculare care să îl țină departe de ochii polițiștilor rutieri, respectiv Gorj 01 DPT. Deocamdată nu se știe dacă limuzina, ce costă aproximativ 100.000 de euro, este înmatriculată pe numele lui Morega, pentru că ea nu figurează în declarația de avere postată recent pe site-ul Camerei Deputaților. Conform documentului publicat pe 15 iunie, acesta deține doar un Suzuki vechi de 5 ani. Parlamentarul nu a dus-o deloc rău cu banii anul trecut. În declarația sa figurează două noi conturi în lei în sumă de peste 6,5 miliarde de lei vechi și unul de aproape 40.000 de euro. Cu toate acestea, polița RCA pentru limuzină s-a dovedit a fi prea scumpă. Conform bazei de date a Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor, mașina condusă de deputat nu are asigurare obligatorie valabilă.